aș ajunge cea mai mare slavă pământească. Însă dar dacă mi voi pierde slava mea cerească, ce folos, ce folos slavă fără de Hristos, ce folos, ce folos slavă fără de De-aș avea toți banii lumii să-mi stea-n mână arginții. Însă dar dacă-mi lipsește aurul credinții, ce folos, ce folos aur fără de Hristos, ce folos, ce folos aur fără de De-aș ști toată înțelepciunea câtă e sub soare, însă dar dacă-mi lipsește cea mântuitoare, ce folos, ce folos minte fără de Hristos, ce folos, ce folos minte fără de Binecuvântați, Părinte, întâlnirea Doamne, noastră. Doamne ajută. Că au trecut, nu? Câteva luni bune de când nu ne-am mai văzut și mai bine de un an de când nu ne-am mai văzut așa ochi în ochi. Doamne, mă bucur tare mult. Să rămână, vă îmbrățișez împreună cu toți telespectatorii, pentru că în postarea aceea pe care eu am făcut-o împreună, da, când vă îmbrățișam, le-am promis că o să vă îmbrățișez și din partea telespectatorilor, celor care vă iubesc. Să că sunt convinsă că nu vă iubește toată lumea. Slavă Domnului. Dumneavoastră știți Slavă mai Domnului. Bine. Mai un pic și vine moșul. Vine moș Nicolae. La unii a și venit, am impresia. La unii a și venit, da, Părinte, așa că, de repede s-a da, grăbit pentru că moșul. Moșul are foarte mult de lucru și cred că a și venit. Da, mă gândesc că trebuia să așteptați atunci și acolo în șchei Brașovului să vină moșul atunci când trebuia, venea așa el venea la ritual, momentul potrivit, totuși era la el acasă. Sfântul Nicolae în șchei este un staff al Sfântului Nicolae. E ca un pinten de munte care luminează de departe întunericul, știi? Adică nu e... Nu se dă bătut acolo. Nu are disperarea interpretării Paulei, pentru că această cântare de la Oastea Domnului, care este scrisă de Traian Dorz în condiții disperate de penitenciar, de pușcărie comunistă, nu era așa de disperată și în trăire. Oamenii creștini sunt mai temperați, mai liniștiți.
chiar dacă exprimăm disperare, o facem un pic mai altfel. Sfântul Nicolae nu-i disperat niciodată, se descurcă. Da, sunt mulți români care simt disperarea asta. Asta este cu totul și cu totul altceva. Noi am comentat înainte de povestea din de astăzi, ne-am uitat la știrea anterioară cu 730.000 de români care părăsesc sau vor să părăsească țara. Asta arată odată în plus că nu avem bocancii pregătiți, doar pervazul. Dar bocancii nu i-am pregătit cu totul. Și tot cu ușii, oare cum o să rămână? O să cine rămână, o să rămână acolo, tot cu ușii și o să se uită care în depărtare? Acasă. Ei le spun tot timpul părinților când le pleacă copiii la studii peste hotare sau pleacă peste hotare cu totul, noi rămânem între ușile împărătești. Biserica rămâne acolo unde este ea și cred că din acest punct de vedere e darul lui Dumnezeu pentru noi că suntem ceea ce suntem, un loc de aterizare pentru sufletele rătăcite. Am început cu Paula Hriscu, pentru că pe 19 o să vin aici, în platou, și o să ne cânte mai multe colinde, că e vremea colindelor, nu? E vremea, mai ales de luni seară, nu? Se dă liber cu totul la colinde, deși după teologi pe care eu i-am cunoscut, părintele Ilie Moldovan, unul dintre profesorii mei de morală, ne-a învățat foarte bine că în 21 noiembrie, atunci când e intrarea Maicii Domnului în biserică, se deschidea cerul colindelor. Iar colindătorii nu se alcătuiau în coruri sau nu erau singuratici niciodată, erau în cete, pentru că era o chestie de bărbăție chiar și pentru fete. Și când a devenit și la dumneavoastră bărbăție? La ce vârstă ați început? De copii. Șansa noastră a fost că tata avea o voce foarte bună, mama cânta cu noi, sora mea are o voce de învățătoare. Da. Nu, și în bloc, acolo unde a locuit, că stând în Steagul Roșu, știi, era casa de acasă, cum ar veni, dar casa în care noi locuim era în Steagul, dar pe scară erau foarte mulți oameni care știau să colinde și ne strângeam la colindat chiar în condiții grele, în condiții fără curent electric și fără cu frigul în case. Nu că azi n-am avea frig în case, dar condițiile erau grele, dar oamenii erau faini, erau curajoși. Și nu mai sunt acum, părinte? Cum acum îi simțiți? Colindați țara asta, mergeți mai peste tot. Îi simțiți așa cu sufletul? Oamenii sunt pregătiți să colinde, dar nu știu dacă mai e pregătită lumea din jurul lor. Este o lume care totdeauna ia peste picior colinda și crede că dacă aduce magia Crăciunului, am trecut prin București astăzi ca să ajung în studio și mă uitam, iar a început boscorodeala cu magia Crăciunului. E așa o jignire la adresa lui Hristos, pentru că în sine Hristos nu e mag, nici nu face magii. A apărut un film de curând, Copilul Crăciunului. Copilul Crăciunului este Iisus Hristos, restul sunt povești. Sigur că se vând bine. Dar la ce vă referiți când spuneți că a început boscorodeala Păi Crăciunului? Tu peste tot pe unde te duci, dacă ții un baton cu ciocolată, e magia Crăciunului, dacă se cumperi un telefon, e magia Crăciunului, dacă nu-ți cumperi un telefon, e magia Crăciunului, adică uzăm cuvinte care n-au sens. Și asta ne face să ne pierdem limba cultă a poporului român, care e o limbă extrem de atentă. Despre Crăciun și Paști se vorbește în cantități extraordinar de fine, de demnitate. Sfântul Nicolae a fost primul sfânt apropiat sufletului dumneavoastră, povestea lui, ați scris și o carte, dacă nu mă înșel, despre minunile Sfântului Mi-a Nicolae. Mi-a gândit Dumnezeu să o scriu, dar uite că acum mă întreb, nu știu să zic. Da, multă vreme i-am crezut că El e Dumnezeu. Cum L-am adică? Confundat, cum, adică cum? Era atât de plin în biserica din Șchei și atât de plin în viața celor de acolo, încât mi se pare că Dumnezeu este șeful Sfântului Nicolae, dar un șef care stă foarte departe și că de fapt Sfântul Nicolae este comandantul gărzii. Nu m-am înșelat foarte mult, dar Dumnezeu e prezent în Sfântul Nicolae, asta e lucru cel mai important. Pe cine ați întrebat mai întâi? Poate vă aduceți aminte asta, pe mama sau pe tata, cine e Doamne, Doamne, sau ce înseamnă asta? Nu cred că am avut întrebări de astea. Nu? N-ați avut? Nu. La mine a fost mai simplu, pentru că cam așa. Era tangibil. Era dar acolo. Nu s-a întâmplat de prima dată, pentru că știu că erați un adolescent rebel, ați fost rebel. Da, dar știam lucrurile cum se decurg și de fiecare dată am încercat să descoper care este bucuria cea mai mare pe care o capăt în raport cu tot ceea ce știu. Dumnezeu nu m-a încurcat să fiu bucuros. Nici ateismul pe care l-am parcurs nu m-a făcut un tip trist. A rămas un tip optimist. Cred că de-aia am și scăpat. Ați scăpat? Sper că am scăpat. De ce, părinte? De ateism, într-o mare măsură. Deși cu Mihai Morare i-am spus atunci că încă mă mai simt ateu în multe situații. Da? Stau și cuget mai mult decât poate ar trebui pe anumite linii de cultură teologică, dar cred că e mai bine așa, să cugeți. Biserica nu te oprește să nu gândești, nu-ți poruncește să nu gândești. De-aia am spus, e foarte fain să cânți așa, dar dacă disperarea bate credința, nu e ok. Vi se pare în colindul ăsta că disperarea, încântarea aceasta, unor, imaginea, poate că dacă am vedea doar cântecul Paulei fără
imagini. Un creștin nu dă cu pumnul un copac, de exemplu. Credeți? Are o icoană, da. Credeți? Caută să se sprijine de cu totul și cu totul altceva. Deci când ajunge să-și pună problema asta, ce folos, e ieșit din pădure și din furtună. Deci nu vă place colindul ba, ăsta? Foarte mult. Deci ceea ce cântă Paul este extraordinar. Nu, dar nu am zis asta, Doamne. Oricum am mai pregătit un colind. Iconizarea lui este un pic dificilă, pentru că la starea de derută în care suntem, dacă venim să spunem că această întrebare de pocăință, ce folos viața fără de Hristos, este tot disperată, răspunsul e în Scriptură. N-avem de ce să fim disperați. Hristos ne iubește și așa proști. E mai temperat și mai liniștit decât pare. Vă spunea o doamnă în vârstă, nu? O prietenă de a bunicii dumneavoastră, nu? Pe când o dumneavoastră o boscorodea. Mătușa, sora, da. Sora, așa, sora mătușa, bunicii, chiar mătușa. Marie, da. Vă spunea, apropo de... Da, da. De întrebările dumneavoastră. Există o deșteptăciune. Cum vă spunea? Care... Haideți, spuneți, ca să audă telespectatori. Păi nu, că am spus-o de câteva ori, nu păi mai da, repet. Poate publicul Antena 3 nu știe despre asta. Când insistam pe... Dar erau amănunte din Scriptură. Mă întrebam cum o să fie judecata finală, ce o să fac, o să plac. Pentru că erați curios, între... nu? Sunt atâția eram obraznic. Copii. Nu eram curios. Da, nu era obraznic. Deloc curiozitate? Nu, că nu doar, mai doar vedeam la un moment dat, da, sigur, da. Vedeam cum sapa poate rândui mușunoiul într-un câmp până la urmă, știi? Dar o țineam eu pe a mea. Așa. Și mătușa era... Bunica aștepta să-i vadă reacția mătușei, care era foarte tare în Scriptură, în ciuda faptului că era aproape analfabetă. Și mi-a spus sincer, așa, lasă, e prea deștept să rămână așa prost. Adică sunt întrebări firești pentru toate vârstele. Acum, poate că n-ar trebui să insistăm prea mult pe asta, dar vezi că în vremea asta în care moartea a devenit procente, cred că am căpătat foarte multe răspunsuri la întrebări pe care nu ni le-am pus. Când mergi prin ATI sau când te întâlnești cu oamenii care abia au scăpat din ATI sau îi duci către locul de veci pe cei care s-au stins, răspunsurile sunt cutremurătoare. Mi-e dor de întrebările mele din copilărie. Și mi-e dor de răspunsurile alea limpezi și cu minți. Acum sunt dure, sunt imediate și sunt la câțiva centimetri de tine. Ce ați făcut cu lacrimile dumneavoastră după tot șirul ăsta de înmormântări? Mai l-am transformat în cuvinte, în cuvinte de încurajare. Ne-a spus-o și colegilor mei preoți, cred că nu ne putem permite să plângem și noi. Noi o să plângem după, dacă mai apucăm un după. Deocamdată trebuie să fim concentrați. Țara are nevoie de oameni fermi în a fi sprijinită. Îndrăznesc să spun că e impresionant să vezi că ești boierul împăratului Hristos și că trebuie să te comporți ca un voievod la locul tău de muncă. Preoție e o chestie de statură voievodală. Cine decade din ea nu e preot. E orice altceva, funcționar dumnezeiesc, dacă vrei, sau public, dar nu e preot. Preoția înseamnă forță, înseamnă încurajare, înseamnă mână întinsă, înseamnă capacitatea de a rămâne luminat când ceilalți se întunecă și e dificil. Nimeni n-a spus, e imposibil. Și nu se poate de permanență, nu? Da, poți să te reîncarci. De obicei ai niște prize, așa, Scriptura, așa. Saltirea, liturghia, dumnezeiască liturghie, viața ta cotidiană care se rezervă, adică simți la un moment dat că obosești, nici să râzi nu-ți mai arde. Râzi așa mai temperat, cu jumătate de față. Îmi spuneți și mie și nouă istoria crucii dumneavoastră de pe piept? Ai văzut că am schimbat-o? Deci e primită duminica trecută de la Preasfințitul Justin la Baia Mare. E ordinul omagial preot Nicolae German. Nicolae German este un tătic de fetiță care moare. Anuța lui Nicolae German moare, o visează pe fetiță, prin 1912 se petrece acțiunea. O visează pe fetiță și fetița îi spune să-i facă o casă Maicii Domnului, într-un loc foarte greu accesibil. Pe o prăpastie, de fapt. Și taică-su nu răspunde la prima chemare, la a doua, la a treia, până când o femeie din sat vine și spune: tu nu înțelegi că fata zice să-i faci o biserică Maicii Domnului? Asta nu discutase cu nimeni drama lui, că se coloase razna pentru că i-a murit fetița. Și așa apare în geografia spirituală a României mănăstirea Rohia. Nicolae German este cel care a construit în amintirea morții fiicei sale mănăstirea Rohia. Deci dacă... să înțeleg, părinte, că până la urmă ați mers să vizitați mănăstirea Rohia, da, nu? Am ajuns până când s-a întâmplat? În prima dată în viața dumneavoastră. Am avut filmările la Bucuria Credinței cu Victor Andrei Dochia și Dumnezeu ne-a gândit să facem ultimele două emisiuni din periplul care va începe. Duminica aceasta vom mai avea o emisiune cu la George Coșbuc și apoi va urma Moiseiu, va urma Bârsana, va urma Sighetul Mărmației, Săpânța și Rohia. Mă întorc, cum s-ar zice, la casa mamei mele,
la casa bunicii mele, m-am simțit tare emoționat. Dar revenind, am pus crucea și ca să le aduc aminte oamenilor că tot ce moare se transformă în mănăstire, în altar. Avem datoria de a face din toate anele și anuțele câte un altar, altfel pierim. Tot ce vedem în jurul nostru nu e vorba doar de moarte, ci și despre înviere. E cutremurător ce se întâmplă, dar în aceeași vreme ne obligă și să fim foarte fermi în lucrurile pe care le trăim, în pocăințele personale și în calitatea noastră de oameni. Părinte, în ce loc, biserică sau catedrală de aici, de pe teritoriul României, ați mers și ați fost cutremurat de un colind? L-ați ascultat și ați vărsat lacrimi? Cel mai frumos e unde? Să-i vezi pe oameni, că pe stradă, pe... Am văzut când eram mic în autobuz oameni cântând colind. Da. La noi, în bloc, într-o în perioadă bloc, grea, revin, da, se colinda. Dar ai, poate că nu e vorba doar despre un colind. Am scris de curând o recenzie la o carte a lui Adrian Lesenciuc, un om absolut remarcabil, care președintele filialei Uniunii Scriitorilor din România de la Brașov, care a scris o carte superbă, Balada, despre Ciprian Porumbescu. Nici nu-i despre Ciprian Porumbescu, e despre noi, cum ar trebui să-l privim pe Ciprian Porumbescu. Și am scris acolo în recenzie un moment când, în urmă cu ani de zile, când la Teatrul Muzical din Brașov se cânta Din Gherase de Drino, opereta Lăsați-mă să cânt, viața lui Ciprian Porumbescu romanțată. Da. Și se cânta Crai Nou și se cânta o grămadă de... La un moment dat se termină spectacolul, noi trebuia să plecăm spre casă, autobuzele întârziau, au ieșit actorii, am aplaudat încă o dată, era toată lumea entuziastă, era într-un prag de Crăciun, într-un ajun de Crăciun era. Și la un moment dat oamenii au avut intuiția de a începe să cânte iarăși Crai Nou. Crai Nou, bine ai venit. S-a oprit ninja superb și am început să cântăm toți. Și ăla era tot un colind. Mai cu seamă că dacă te gândești, Steaua Sus Răsare e o parte integrantă a acestui Crai Nou care se ivește și mântuie lumea. Acestui Iisus Hristos despre care aproape că ne e jenă să vorbim. Vorbim despre cârnați, porci, ciocolăți, cumpărături, vânzări. Record, dar, chiar. Dar nu vorbim despre Hristos, care este miezul de plin. Dar facem asta, acum, împreună aici, pentru sutele de mii de telespectatori. Și am mai pregătit un colind, părinte, pentru că mâine, suntem în ajun mâine, în ajun de Moș Nicolae, o să fie aici... Fetele de la Botoșani, am văzut, da, Iustina cu colegele ei. Și când a aflat Iustina că o să veniți aici la noi la emisiune, mi-a povestit cum era să-i cadă telefonul din mână când v-a auzit la telefon să-i spuneți la mulți ani. Eu apreciez foarte mult munca ei, a soțului său și a celei mici, dar și colegelor sale, pentru că mie mi se pare că sensul familiei preoțești este de a conserva și de a dărui cu bucurie lucrurile către oameni. Iar o bucurie specială este prietenă cu alte preotese care cântă foarte bine muzică populară și n-am înțeles niciodată de ce ar trebui să ne jenăm că știm să cântăm. Ori ea îți oferă această libertate și mă bucur că mâine sunteți împreună, pentru că e un dar frumos în ajun de Sfântul Nicolae. Și pentru astăzi am zis să vă oferim colindul Iustinei, măcar așa un mic fragment, ca să vă bucure sufletul. Să rămână. Ne uităm împreună și revenim. Noi umblăm și colindăm upii la casă mari, umblăm mărului, 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 măr, mărului, 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 măr. Da, boierii nu-s acasă, nu mă gazda și frumoasă, mărului, 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 măr, mărului, 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 măr. Cu colaș frumos pe masă, ca la o gazdă aleasă, mărului, 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 măr, mărului, 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 măr. Busuioc bătut în pâini, rămâneți acum cu ghini, mărului, 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 măr, mărului, mărului, mărului. Da, mâine la ora 5.
15, împreună cu Iustina Irimia Cenușă, aici cu colinde și cu povești de acolo, din Botoșani. Botoșani. Dar vezi ce simplă e treaba. Acum trebuie să explicăm un pic, a zăsat ca multă aia cu ne iubește și așa proști cum suntem. Nu zic în nume peiorativ, o zic în numele simplității. În limba română prost înseamnă simplu. Cam cum ne cred toți. În traducerea Sfintei Scripturi, foarte multă vreme, simplu avea echivalentul acesta. Acum nu mai are acea semnificație. V-a întrebat Mihai Morar, apropo de simplu și fain, sau fain și simplu? Tot atâta e. Despre asta? E un simplu cu fainoșag, cum ar zice unii. Oh, nu. În schimb, altceva, ai observat că aici Iustina a avut grijă să prindă în colind, dar nu ea, cât colindul ca atare vorbește despre măr, despre busuioc. Dar știți care e treaba cu florile de măr? De ce se cântă? Simplu, ea ne-a povestit. E simplu de tot, pentru că e Paștele, pentru că mărul înflorește de Paști, iar noi e nașterea lui Hristos. E un colind de Crăciun, dar... Nu există colind de Crăciun. Poți să-l cânti când vrei tu, de vreme ce Hristos e în mijlocul casei. Colacul, pâinea și busuiocul sunt tot timpul pe masă la sărbători. Poate fi colind de naștere. Știi că există sate din Bistrița care mergeau des la înaltul Bartolomeu Anania, consemnează la un moment dat preasfințitul Macarie în ultim, într-o carte care a scris-o despre el, că era entuziasmat preasfințitul Bartolomeu, că veneau țăranii din Bistrița și îi cântau acolo la... la reședință îi cântau colind de Paște, există colind de flori. Deci colindul ca atare poate să surprindă orice sărbătoare, iar florile sunt albe, flori de mări, pentru că înfloresc merele primăvara. Dar Iustina spunea, ne-a explicat de ce se cântă iarna, iată, în colindele de iarnă, da? De sărbători de Crăciun, despre florile de măr, pentru că se rup în anumiți ani, când e mai cald afară și sunt merii puțin îmbobociți, se rup crenguțe, se pun în apă și înfloresc. Tehnic, dar teologic, icoana nașterii Mântuitorului are aceeași perspectivă ca icoana învierii Mântuitorului. Nu se naște un copil care e înfășat în scutece, vorbind de un Hristos care e înfășat în giulgi. Da. Aici avem o maică care e smerită în așteptarea pruncului și în vederea lui, acolo avem o maică care așteaptă învierea lui. Avem, nu o peșteră ca atare, o peșteră ca atare, avem o rază de lumină care strălucește aici, o altă rază de lumină care strălucește la înviere. Da. E același lucru. E același lucru. Noi vestim la nașterea Mântuitorului Hristos că s-a născut Cel care moare și învie pentru noi. Nu e un copil facil. Nu e un copil al facilității. E un copil al mântuirii. E un pic mai mult, e ceva mai adânc. Adică în prezența Lui în mijlocul nostru nu e doar un soft. Nu ni se schimbă softul prin Hristos, ni se schimbă hardul prin Hristos. E o modificare ontologică, adâncă, fără povestioare și nouă ne plac și sigur că sunt superbe. Păi cum să nu ne placă? Sigur. Și mai ales poveștile despre Moș Nicolae, despre Sfântul Nicolae. Asta e deja la altă secție. Spuneți-ne cum e cu cozonacul, nu? Păi nu ai spus dumneavoastră, n-am dat și în promo. Am făcut un promo cu spusele dumneavoastră. Am spus-o că e una dintre marile minuni pe care Sfântul Nicolae le face ca urmare a înfometării poporului. Da. Da. La Patara, de unde era el născut, de fapt, să zicem, în Golful Patare, se întorceau de departe din Egipt navele care cărau spre Constantinopol grâul. Întotdeauna nu grâul merge spre capitală. Și în Golf îi oprește la un moment dat Nicolae și le cere pentru poporul infometat câteva măsuri de grâu. Și nici nu se pune problema până când Nicolae insistând, ei insistau să plece, furtuna insistau să se întoarcă înapoi, nu reușesc să iasă de acolo. Și până la urmă îi oferă Sfântului Nicolae niște grâu, constată la Constantinopol că în loc să scadă cantitatea de grâu din corabie, corabia s-a îngreunat de fapt. Ba mai mult, Sfântul Nicolae dă din grâul acela pe care îl primește și prin mâna lui se înmulțește, de fapt, grâul. Ea nu se mai termină. Copiii simt asta și din prima mână de grâu, ultima mână de grâu care rămâne, o seamănă și din primul grâu încolțit și făcut pâine, vin către episcopul lor, către mitropolitul lor. Și vin interesant, că ei și-au dat seama că trebuie să facă ceva special și au amestecat în coc acolo de toate. Bomboane, ce au avut, dulce, stafide, că erau în zonă, se fac. Da. Și așa s-a născut cozonacul. Așa s-a născut, ca acum, să mai înțelegem, să aflăm lucruri. Iată. Putem să spunem că așa s-a născut cozonacul, dar în orice caz, așa s-a născut răspunsul lui Hristos la pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Pâinea numai venită din mâinile unor oameni curați persistă și rezistă. Când grâul e furat, nu crește pâine. Crește foame. Și o să crească și prețul la pâine. Nu știu, asta... Părinte, da, sunt convins. Cam așa se va întâmpla și la anul.
Da, noi ne dăjduim că, de exemplu, la numărul de copii care pleacă și la numărul de copii care fac foamea în România, se vor găsi suficient de multe resurse ale moșului să-i ajute. Pregăteați ghetuțele, nu? Da, erați foarte nerăbdători. Sigur. Da, ați primit vreodată... străjuiam toată noaptea ca să nu... Străjuiați, să... serios? Da, da, da. Așa, și... Și ne surprindea exact în clipele în care, pentru fracțiuni de secundă, țipeam, în clipa aceea moșul percuta. Fantastic. Ați primit și nuielușa? Nu, nu prea mi s-a întâmplat. Da, ați văzut bradul nostru de aici din București? L-ați văzut cum arată? Evit. Evit să văd. Dar nu o să aveți, nu să aveți încotro, pentru că ați venit în București să și o să dați... Plec pe centură, mă duc așa. Bradul din Sibiu e mai frumos, nu? Da, într-un fel sau altul, eu cred că s-a pierdut un pic esența de grijă ecologicului. Am uitat că este și o ecologie sufletească, că există lucruri care trebuie să ne bucure. Că există lucruri care trebuie să ne curețe sufletește pentru a putea să persiste ca atare. Dar credeți că noi am primit o nuielușă odată cu bradul ăsta? Dacă punea ori o nuielușă sau o nuia sau o țeapă, tot aia era în afară, în loc de bradul ăsta. Nu știu, dacă nu l-am văzut, nu pot vorbi. A, ziceți. Nu pot decât bine, să știți că nici eu n-am pregătit o fotografie ca să vă arăt, decât, pentru că e prea urât. Nu pot decât să mă întristesc că urâțim sărbătorile cu ifose. Ifose. Ifose de la cine? De la mine, părinte? Adică am eu vreun ifos că e bradul urât? Pe mine cel mai tare m-au impresionat oamenii care își împodobesc brazii din pădurile lor de acasă. Există un obicei vechi, mai ales în zona aceasta a Bucovinei. Am zis aceasta a Bucovinei pentru că, de fapt, pe acolo ne-a venit bradul spre noi. Și pentru aceea că oamenii, în anul în care se stingea câte unul, puneau și împodobeau bradul. Bradul nu-i numai despre viață, și despre moarte. Are Adrian Păunescu o poezie celebră, cum o fi anul nou privit prin tifonul din geamurile de la spital. În vremea aceea aveam perdele de tifon la geam. Și e interesant că el pune acolo accentul pe această singurătate cumplită. Bradul e al singurătății. Noi facem bradul ca să ne treacă singurătatea. Și când suntem toți, de fapt, cineva lipsește. Dar minte când lipsesc toți și rămânem singuri în preajma bradului. Bradul este un simbol al unei singurări. Hristos intră în mijlocul nostru, dar el rămâne însingurat într-o oarecare măsură. Dăruiește tot, dar rămâne cu rezerva însingurării. El e acolo, e între oameni fără a fi între ei. Dăruiește tot, fără a primi nimic, dăruind și ceea ce-i rămase să se dăruiască propria lui viață. Imaginea nu e ușor de purtat. Uită-te la magi, vin de departe, nu unii zi de acolo, unii de acolo. Unii chiar insistă că am avut și un getodac acolo, neapărat. Da. Nu cred. Cel care duce aurul, cred că era al nostru. Și uite-te la ei, lasă darurile și dispare, nu mai revin în istorie. Asta a fost misiunea lor. Părinte, avem aici. Că ați vrut să vedeți și bradul din București, chiar dacă ziceați că nu. Ăsta e, da. Ia uite, Brașov. Gusturile nu se discută. Da, la dumneavoastră acolo, la Brașov, unde v-ați născut, nu? Eu am în mintea mea niște brați triști la Brașov într-o vreme când încercau să ne spună că a murit Moș Crăciun și le-aduceau pe moș Gerilă. Da, erau albastre toată împodobeala bradului și noi ne încăpățânam să zicem poezii cu Moș Crăciun. N-a ieșit chiar bine din prima. Dar oricum, cred că bradul în mijlocul orașului nu are semnificația pe care o are bradul acasă. Bradul la dumneavoastră acasă, cine face bradul? Cine îl împodobește? Soția. Cine se ocupă? Soția. Așa, vin copiii? Cred că vin... vor mai trece și copiii, da. Vor sper veni, să nu? Treacă și așa. Da, dumneavoastră puneți măcar ceva, vârful, măcar, nu? Vârful în brad. Dacă sau... apuc, da, dar în general e perioada grea în care spovedanile... Sau furați bomboanele deci, din brad. Bomboanele mele din brad sunt spovedanile credincioșilor. O, Doamne. Pentru un preot e perioada la fel de încărcată ca în restul anului. Numai cine nu știe cum e să fii preot, poate comenta la capitolul ăsta. Și nu îi asigurăm că nu ne luăm mașină într-o săptămână de spovedanie. Să stea liniștiți, băieții care calculează tot timpul cam câte roți are. Da, știți că sunt voci acum care spun, poate nu vă luați dumneavoastră. Să fie sănătoși. Așa fiecare judecă. A apărut o carte de curând, O muscă la Sfântul Munte Atos. Am tot spus-o și am spus-o și colegilor de la Radio Zoo. Un tip ajunge în Muntele Atos mânat de foamea de pe continentul și se retrage acolo să înceapă să muncească. Era un ateu convins, îi pârlea pe preoți în cuvinte de ardea cu totul. Și starețul la care ajunge în ascultare și trebuie să muncească îl învață că oamenii au uneori privirea muștei. Musca privește numai spre gunoi. Ca să poți să privești cu adevărat lumea, trebuie să ai privirea albinei, să pricepi se va din floare acolo unde se va din floare. Dacă vrem să privim spre gunoaie, dorim succes. Nouă ni se trage de aici că 30 de ani am privit numai spre gunoaie. Și uneori la gunoaiele din ochii altora, nu la gunoaiele din ochii noștri.
Sunt lucruri de îndreptat în viața fiecăruia dintre noi. Da, faptul că bradul acesta acolo pus semnifică odată în plus unde ne-a dus privirea de muscă. Mm. Nu puteam să n-o vedem. Nu puteam să trecem cu privirea așa, să ne facem că nu vedem. E probabil o operă de mai artă. Mai e și cu intrare. S-ar putea să nu pricepem că e o operă de artă. Da. Nu știu. Adică să ne mai punem niște întrebări, nu? Într-o lume să în mai care facem niște am transformat, speculații. Am transformat inclusiv Crăciunul în niște pârghii de ideologizare și asta ne costă. Și cum ar fi trebuit, sau cum ar trebui să fie? Crăciunul e o chestiune de foarte mare intimitate. E câte o iesle în fiecare casă, e câte o iesle care le așteaptă pe Hristos să vină. Noi ne încăpățânăm să credem că e un complex așa, e un mall în care intră Hristos. Hristos intră într-o iesle și încă o ieslă de piatră. Deci ar trebui să nu ne afecteze, să nu ne lăsăm afectați. Da, eu cred că câteodată exteriorul ne afectează. Părinții noștri ne-au salvat sufletul mult, pentru că s-au încăpățânat să facă bradul în casă, indiferent de cât costa și cât de greu era. Când a apărut într-o vreme era povestea cu molift frumos, molift frumos, când transformaseră toți, tăiau numai molizii. Da. Ai noștri se chinuiau și molizii să fie brazi, adică ne puteau schimba regnul, dacă vrei, specia ca atare de dragul nostru. Mie asta mi s-a părut cel mai important. Amintirile mele cu tata urcând, tata târziu, că în prima fază tot așa Moș Crăciun se l-aducea și cu venirea bradului pe scări sau dimineața ne trezeam direct în miros de brad, înseamnă da. Tot. Uneori și nu dacă ne mai aveați și o portocală, două... Rarisime, dar erau... Dar eu cred că e poate important să înțelegem că noi n-avem de trăit Crăciunile de altă dată. Noi avem de trăit Crăciunile noastre. Trebuie să ne învățăm cu asta. Bunica am povestea că ei n-aveau deloc brad, deloc. Cea din Maramureș, și de la ea am auzit prima dată povestea cu galbenă, gutuie, dulce, amăruie, chiar dacă nu așa de frumos rostită. Da. Dar și unde erau brazi, nu-ți închipui. Sărăcia românească a fost mare întotdeauna și ce era important de Crăciun era să ai mămăliga pe masă și brânză. Și o să mai fie în continuare? Sărăcia românească mare? Din nefericire, da. Dar și din fericire, că românul când nu-i sărac o ia raznă. La modul în care uită de unde pleacă foarte ușor, degajează, cum zic francezii, și nu mai e atent la rădăcinile lui. Eu mă uit la oameni care, faptul că ei conduc o mașină, nu știu de câte cai putere, dintr-o dată, au fost prima generație fără căruță din familie. Deci noi trebuie să învățăm că undeva originea noastră trebuie respectată ca atare și să nu sărim calul. Când sărim calul, devenim obrazni și nedrepți. Nedrepți cu marile daruri pe care ni le-a dăruit Hristos. În hematile noastre stau libertăți mai mari decât ni se propun. Părinte, știu că aveți o voce frumoasă, cumva l-ați moștenit pe tatăl dumneavoastră. Cânta Prohodul ca nimeni altul, deși Prohodul... Și Colinde ca nimeni altul. Și da. Colinde, nu? Da. Ați învățat de la tata, nu? Și de la tata. Și ca preot trebuie să ai o voce cât de cât echilibrată. Mie îmi plac și cei care cântă fals și cei care nu cântă, pentru că se roagă mai bine. Deci cei care simt că n-au... Deci în biserică fiecare dintre cei care îmbracă haina preoției au câte o vocație și câte un dar care se conjugă foarte bine cu darurile celorlalți. Nu putem fi Pavarotti toți. Slavă Domnului! Cum ar suna vocea părintelui Constantin Necula într-un colind la Parlament? Doamne ferește, dar ce să colinzi la Parlament? Să le colinzi de bine. În Parlamentul României eu aș vrea să aud cum colindă pe bază de lege parlamentarii noștri. E dreptul lor acolo și au câștigat dreptul ca vocea lor să se audă în Parlament. Ca vocea lor să dea legi care să ne îngăduie să mai cântăm colindu. Și acum nu sunt rău, acum sunt cu minte. Deci eu cred că asta e. Ați merge în Parlament? Părinte, stați un pic să colindați neapărat la Parlament. Ați mers vreodată? N-ați mers niciodată în Parlament? Am fost odată în două întâlniri și odată într-o expoziție cu o lansare de carte. Și ce ați simțit așa? Că feeling-ul dumneavoastră, simțirea dumneavoastră... Eu am câțiva prieteni parlamentari din toate... Îngerii pe holurile Parlamentului? Dacă îi chemăm, da. Păi cum să nu-i chemăm, părinte? Nu-i cheamă nimeni sau depinde de privire. Dacă ai privire de muscă, nu-i vezi. Dacă ai privire de albine, nu-i vezi. Eu nu mă pot... acum nu mă pot dezice de prietenii mei care sunt parlamentari. Unii care poate m-au și dezamăgit ca oameni, deși nu e cazul. Dar nu asta îi definește înaintea mea. Prietenia mea nu ține de parlamentarismul lor. Sper din inimă să nu facă de rușine România.
Totuși, acolo depunem jurământ pe o Constituție pe care o încălcăm sau pe o Biblie pe care nu o cunoaștem. Asta e riscul. Asta e cel mai mare risc dintre toate. Dar dacă ei se așează în Constituție sau în Biblie, sunt prietenii lui Dumnezeu. Și atunci, fiind prietenii lui Dumnezeu, eu nu pot decât să-i susțin cu rugăciune. Biserica se roagă pentru conducătorii României. Unde nu mai punem virgulă? Îngăduiți să ne conducă și tragem virgula după, știi? N-ai cum să nu te rogi pentru ei, că nădăjduiești că la un moment dat vor face ceva să piară de la ei măcar slăbiciunea aceasta incredibilă de a se executa public în fața ochilor noștri. Pentru mine parlamentarismul este sfânt. A fost plătit cu sângele de la 22 decembrie 1989. Și președinția? Și ea a fost plătită cu sânge. Și ați mers la Cotroceni, măcar dată. Să vedeți doar muzeul. Nu, o singură, n-a fost niciodată la Cotroceni, la muzeu. Am fost odată invitat într-o discuție despre educație, care nu mi-a prins bine. În mandatul actualului președinte. Da. Deci la ceilalți n-am fost. Dar ideea este că pentru mine nu e un țel. Pentru mine țelul este să văd Ierusalimul ceresc. E mai simplu. Pentru oricum, mine trec strada, Sibiu, știi cum eu trec din facultate în catedrală și deja sunt în locul în care mă simt. Da. Îmi simt misiunea împlinită. Misiunea mea nu-i să vorbesc în Parlament și președintele României. Dar la Sibiu, înainte, când actualul președinte era primar, vă mai vedeați mai des, poate, nu? În primul rând l-am cunoscut ca inspector general. Ca inspector, da. Ca inspector în învățământ. Da, în învățământ. Deci, pentru mine, oamenii pot împlini doar ce li se îngăduie să împlinească. Nu putem niciodată forța mai mult misiunea noastră decât ne-i îngăduie de Dumnezeu. Deci tot ceea ce facem noi, ni se îngăduie. E în mâna lui Dumnezeu. Mai mult, de aceea, de exemplu, nu cred în teoriile complotului. E ca și cum aș dezice de Hristos. Păi nu e și Hristos stăpânul istoriei acestea. Numai complotiști ăștia care fac compot din 2 în 2 metri. Adică nu poți să intri în jocul acesta perfid. Da, al teoriei, conspirației, nu? Nici măcar teorie nu mai e. Și cred mult mai mult în teoria că Hristos a înviat. Care este o realitate de care nu mă pot dezice. Cred mult mai mult în învierea Lui decât în toate teoriile astea. Și dacă a înviat Hristos, atunci ce căutăm cu toate scenariile astea peste noi? Singurul scenariu plauzibil este că El va veni a doua oară și va să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Deci dacă împărăția Lui nu are sfârșit, ce caut eu să pun împărați peste viața mea tot soiul de alți oameni? Când e Hristos acolo. Prietenul cel mai bun al Sfântului Nicolae, nu? Da. Până la Părinte, dar poate dintre apropiații dumneavoastră, colegi, prieteni, din familie, se mai întâmplă câteodată, că știu că nu avem unitate în gândire nici în familie, s-au lăsat unii contaminați de teoria asta a conspirației, de complot. Da, dacă au făcut... Ați fost provocat de apropiați din punctul ăsta de vedere, a le-a explica pentru a... Să mă provoace la ce? Că eu nu pot explica, eu n-am... Păi... Nu sunt la simțire, părinte, eu nu știu. Nu sunt de știință. Nu puteți să-i faceți pe toți să simtă la fel ca dumneavoastră. Păi nu, dar pot să-i fac să creadă, să înțeleagă că, de fapt, e foarte important să și gândim, nu doar să vorbim. E important să gândim, păi... să încercăm să ne gândim rațiunea, să raționăm asupra rațiunii. Ce am eu aici, părinte? Că anul ăsta s-a întâmplat un eveniment. Nu, au trecut acum 2 ani, au trecut 2 ani din... Cum, părinte, acum 2 ani? Am îmbătrânit împreună, așa de... uite, minții, că și tu ești acolo în pagini. Așa. A fost darul lui Romeo Petrașciuc, de fapt, și al unor prieteni pentru cei 50 de ani. Au trecut deja 2 ani. Nu pot să cred că au trecut deja 2 ani. Au trecut 2 ani de pandemie. După 50 de ani au început pandemia. Adică, după ei... E darul, sunt gândurile, nici n-am curat să o citesc capcoada. Serios? Da, e... Mă lăsați pe mine, îmi îngăduiți? Liniștită, dar nu acum. Să deschid un pic aici. Nu deschide, deschiderea cărții se pedepsește canonic, să știi. Da, deschizătorii de carte. Știți care a fost ultimul canon pe care mi l-a dat un preot? Nu știu. Vă spun eu, Părintele Valerian, știți, mi-a dat canon să merg să văd filmul Bacalaureat. Foarte bine. Și am fost și am mai învățat ceva. Ok. Da, deci n-aș vrea să fie aspru, mai aspru. Nu, dar ideea în sine că asta cu deschiderea de carte, mai avem prin țară câțiva care confundă preoția cu deschiderea de carte și atunci să evităm. Părinte, cum să fie zilele următoare? Mai avem 4-5 minute, mai avem îngăduite, ca să zic așa. Să îngăduim lui Dumnezeu să facă loc în inima, să-și aibă loc în inima noastră. Parcă ne-am ocupat prea mult de toate și prea puțin de noi. Să știi că, în ciuda aparențelor, trupul e la fel de important ca sufletul pentru Dumnezeu, pentru că ne-ce luați mâncați, acesta este trupul meu. Arătând o dată în plus că sufletul nostru are nevoie de un trup care să-l susține, de aceea grija de sănătate, grija de a accesa corect informațiile, de a te cultiva pentru ca sănătatea ta să fie importantă, devine importantă. Mergeți la medic.
când simțiți că mergeți, nu? Cum să-mi jignesc medicii mei? Nu-mi sunt inutili, eu n-am medici inutili în cultura mea. Vă dojenește medicul? Uneori da. Îl ascultați pe medic? Uneori da. Uneori da, dar de cele mai multe ori mă face să-l ascult așa cu ceea ce aveam noi nevoie, de fapt, în perioada asta. Medicii din viața mea sunt oameni foarte calculați și deloc săriți de pe fix. Adică medicul trebuie să fie ca și preotul, oameni verticali, oameni care știu ce zic, care au în cultura lor această antidisperare fundamentală. El când te înclină spre o parte sau alta a vieții, nu e ok. Medicii mei sunt oameni de mare nădejde. Ei se știu bine. Și aveți încredere în fără ei, nu? El. Nu i-ați schimba cu nu. Alții de peste hotare? Nu, în niciun caz. Nu, nu. Am fost suficient de mult peste hotare cât să văd că lucrurile se desfășoară și acolo între viață și moarte. În ciuda aparentelor se moare și peste hotare, în ciuda sculelor, aparatelor, studiilor, se moare pe capete și acolo, în aceeași măsură, uneori, poate, sigur, unii vor spune mai demn. Moartea nu e demnă niciodată să ne intre bine în cap. Fiecare murim cum ne îngăduie Dumnezeu. Doar Hristos a murit moartea noastră. Noi murim moartea noastră. El n-a murit moartea lui, a murit tot moartea noastră. Dacă nu am fi fost pierduți. Și care e cel mai mare semnal al colindului, de fapt? Zilele acestea, la câteva dintre înmormântările la care am participat, am colindat. Și am spus simplu, ce trist ar fi fost lumea fără venirea lui Hristos. Fără Hristos eram chiar de plâns. Am fi fost cu totul și cu totul. Ce folos, ce folos o lume fără de Hristos. Adevăr spuneți. Părinte, n-aș vrea să vă mai spun acum la final că, deși știți, România se află pe ultimul loc, 27 din 27 la tehnologizare, la digitalizare, da? S-a tot vorbit zilele astea despre faptul că suntem neputincioși. Suntem un popor religios. Dacă ar fi o confruntare, o înfruntare, o alegere între știință și religie, peste 50%, cam 50,2% ar alege religia. Suntem un popor credincios. Deci numai o minte lipsită de știință ar spune că religia se opune culturii tehnologizării, dar dacă tehnologizarea mă duce într-o zonă a întunericului și a lipsei de sens, nu e okay. Cum o să facem tehnologizarea, implementarea tehnologiei, digitalizării? Exact cum ne-au ajutat acum la pandemie. Sate, fără curent electric. Nu asta mai nu zic mai de... e tehnologizare, asta este vorba de civilizare. Dar vezi că asta nu mai e vina nimănui decât a celor care cred că digitalizarea e soluția. Înainte de a digitaliza România, n-ar fi bine să nu mai digitalizăm fondurile și să ne vedem mai bine de proiectele pe care le avem de împlinit. Ar fi foarte important. Au foarte intrat important bani mulți acum, câteva zile. Știți? Peste un miliard. Îmi vorbești despre un brad asemenea celui de Crăciun pe care mi l-ai prezentat. Vă îmbrățișez. E un brad pentru un oraș, nu e un brad pentru Crăciun, să știi. Da. Da. Am primit o pedeapsă. Asta am primit de Moș Nicolae. Da, ați spus să nu privim, nu, da, să nu ne afecteze. Din punctul meu de vedere, să nu ne fiecare brad din casă lezați. E mai important decât bradul de pe stradă. Și cel din suflet, nu? Da, da. Și uneori când sărăcie e prea mare, să îngăduim mâna noastră să fie creangă de brad către celălalt care e amărât și are nevoie de ajutor. România are nevoie de mâini întinse, fără niciun fel de... să-și ridice inima. Să putem să-i spunem celuilalt, contezi, ești foarte important pentru ceea ce am de mâlinit ca om în viață. Și sus inima, nu? Neapărat. Mai avem câteva secunde, acum că ați venit pe Valea Oltului, nu? Când traversați, când veniți dinspre Ardeal, spre Țara Românească, vă încearcă așa niște sentimente. Acum o să plecați astăzi înapoi la Sibiu. Ninja atât de frumos. Ninja de dimineață și București. Atât de frumos încât mi-am adus aminte că România e frumoasă indiferent de anotimp. Poate că suntem în anotimpul cel mai greu, anotimpul morții multora dintre prieteni. Vom avea toți la masă de Crăciun un scaun gol. Mai nou, mai vechi. Dar e important să învățăm că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care ne iubește peste toate tristețile noastre și să mergem frunt cu fruntea sus. Nu suntem un popor de loseri. Suntem un popor am de oameni care vreodată pot privi. Sfințenia se spune că este puterea de a-L privi în ochi pe Dumnezeu. Succes la privit în ochi pe Dumnezeu. Vă îmbrățișez, multă sănătate, să ne revedem cu bine aici, la Sibiu sau oriunde ne duce inima către Părintele Constantin Negula. Să rămână. Doamne ajută și Doamne ajută. Sărbători cu bine și cu sănătate. Așa să fie.
Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Mâine de la ora 15 vom fi aici împreună cu Iustina Irimia Cenușă. Toate cele bune. Pe mâine. Mie